Partidul Social Democrat dovedește încă o dată compasiunea față de oameni, întrucât un nou pas spre dictatură a fost oprit de PSD. Este vorba despre obligativitatea prezentării certificatului verde la locul de muncă, pe care PNL dorește să o aplice cu orice preț. PSD a reușit să oprească adoptarea unei legi neconstituționale care ar fi dat naștere unor grave discriminări între angajații din sectorul public și cei de la privat, dar și între diverse categorii socioprofesionale. Acest proiect ar fi produs dezechilibre grave în sectoarele critice din prima linie în combaterea pandemiei. Impunerea unei astfel de măsuri în plin vârf al pandemiei ar fi adâncit catastrofa sanitară actuală. Să vă întrebăm ce părere aveți despre certificatul verde obligatoriu la locul de muncă. Nu mi se pare o părere foarte bună. Ce cauză? Păi asta cam îngrădește dreptul la muncă. Deci cred că ar putea să fie alte soluții, nu neapărat. Deci dacă nu te vaccinezi, sunt persoane care nu au voie să vaccineze, na? De ce? De ce să îngrădim dreptul la muncă? Cu ce trăiesc oamenii ăștia? Tatăl când nu este eficient și lumea se îmbolnăvește din cauza acestui vaccin, nu e posibil să-l pună în practică. PNL a votat pro acest certificat, PSD-ul a votat contra. Ce părere aveți? Păi, PNL-ul are interesul lui politic, PSD-ul are interesul poporului, interesul tuturor oamenilor năcăjiți care n-au de ce să trăiască de zi cu zi. Iar PNL-ul se luptă pentru putere. S-a văzut că în 2 ani de zile nu au făcut nimic, președintele țării iar la fel pleacă să plimbă și poporul te supere și moare pe cabine. PSD sprijină recomandările Uniunii Europene în ceea ce privește controlul pandemiei, dar nu este de acord cu derapaje care adâncesc criza sanitară. Omul poate, nu poate să se vaccineze toți, că nu le permite sănătatea. Alții poate nu vor de frică, că s-au auzit că sunt cine știe ce dracu băgate pinele pe acolo. Da. Senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, cunoscut drept un om implicat în viața comunității din care face parte, a votat împotriva obligativității prezentării certificatului verde la locul de muncă. Acesta nu acceptă ca românii să fie condiționați pentru a-și putea câștiga în continuare existența și consideră că Partidul Național Liberal face un abuz. PSD a pus stop proiectului de lege inițiat de PNL care condiționa dreptul la muncă. Am votat în Senat împotriva obligativității certificatului verde pentru angajați. Sunt pentru vaccinare, m-am vaccinat cu 3 doze, dar sunt contra oricăror impuneri abuzive și discriminatorii. Amendamentul PSD, conform căruia statul respectiv angajatorul ar fi trebuit să suporte costurile testelor efectuate angajaților pe o perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, a fost respinsă în Comisia de Sănătate, dominată de majoritatea de dreapta. Partidul Social Democrat, prin vocea senatorului Străinu Cercel, a anunțat că nu susține proiectul de lege pentru că ar fi greșit conceptual. Atât cei vaccinați cât și cei nevaccinați se pot infecta la fel de ușor. Noi introducem discriminarea prin vaccinare, a declarat Cercel în plenul Senatului.